Pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Suceava au intervenit cu auto-șenilată și auto-specială de intervenție noaptea de luni spre marți la gestionarea unei situații de urgență generate de nisori și viscol pe raza Comunei Fântânele din satul Slobozia. O tânără mamă de 21 de ani a solicitat ajutorul medicilor pentru băiețelul ei în vârstă de un an și șapte luni pentru că micuțul avea afecțiuni respiratorii și necesita transportul la spital. Colegii mei de la detașamentul de pompieri Suceava au intervenit în această noapte pe raza Comunei Fântânele pentru gestionarea unei situații de urgență generată de nisori și viscol. Anterior, un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava s-a spre un caz medical în satul Slobozia, Comuna Fântânele, unde o tânără mamă în vârstă de 21 de ani a solicitat asistență de specialitate pentru băiețelul ei în vârstă de un an și șapte luni. Micuțul avea afecțiuni respiratorii și necesita transportul la unitate spitalicească. Echipajul SAJ cu ambulanță a ajuns în apropierea Comunei Fântânele, dar din cauza drumului blocat de suluri de zăpadă viscolită, nu a putut înainta către caz. Imediat, din dispeceratul comun ISU SAJ Suceava s-a dispus trimiterea de urgență la fața locului a unei echipe de pompieri salvatori. Aceștia, cu o autospeciale de intervenție și o auto șenilată au ajuns în zona blocată, unde li s-a alăturat medicul SAJ, după care și-au continuat drumul cu ajutorul vehiculului șenilat către cei doi pacienți. Salvatorii au parcurs aproximativ 8 km prin Zăpala viscolită până la mamă și fiu, la domiciliul acestora din localitatea Slobozia. I-au preluat și au transportat în siguranță la ambulanța Saj. Ulterior, cei doi au fost preluați de cadrele medicale și au început transportul către unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava, misiunea salvatorilor încheindu-se cu succes.